Bună seara, dragi prieteni! Ziua de mâine, să știți că ne aduce soare în foarte multe zone. Apar și ploi, poate doar așa izolat, iar maximele se duc până în 24 de grade Celsius. Înainte de orice, vedem ce se întâmplă în Europa. Mâine, în orări, ploi locale pe nord-nord-vest, dar și în vestul Mediteranei, pe aici iar în zonele de munte din Peninsula Scandinavă, Lapuviță chiar minsoare. În rest, vremea e frumoasă, apar norii doar trecători și poate că vin doar câteva ploi slabe. Așa, temperaturile cresc ușor în sud-estul Europei, iar cel mai cald o să fie pe la Lisabona, unde vor fi 30 de grade. Precipitațiile apar mâine în nord-nord-vest, dar și aici în vestul Mediteranei. La finalul intervalului de prognoză mai vin ceva ploi pe zona centrală, pe nord, nord-est acolo și în centrul Mării Mediteranei, dar în Mediterane și în vestul peninsulei iberice. Aerul cald acoperă la început cea mai mare parte a Europei, în nord, în nord-vest, temperaturile sunt ceva mai scăzute. Sâmbătă se mai răcește în zona central nordică, iată, aerul ăsta rece se duce către nord-est încolo. Iar în cele din urmă ajunge pe partea estică și ajunge cumva pe luni și pe zona României. La noi în țară, la noapte, se adună norii în partea nordestică și poate că o să și picure trecător pe acolo, mai spre dimineață se norează și în sud-est, iar temperaturile coboară până la 1 grad cu plus în zona depresionară la Miercurea Ciuc, și vom avea 12, poate chiar 13 grade pe litoral. Ziua de mâine ne aduce soare, atmosfera e foarte plăcută pe toată jumătatea vestică, în zonele centrale de asemenea, însă, prin est, sud-est, e posibil să mai vină izolat niște ploi slabe, așa. Vântul devine ceva mai insistent în sudul Moldovei pe aici, în jumătatea estică a Munteniei de asemenea, pe litoral bate vântul ceva mai nervos și maximele pleacă de pe la 17 grade în zona Bucovinei, vedeți acolo pe la Suceava, o să avem până la 24 de grade în sud-estul țării, Probabil prin zona Călărașului e cel mai cald. La București, mâine se mai adună ceva nori, nu se anunță ploi deloc, vor fi și perioade cu soare pe timpul zilei, nu doar în norat, iar vântul e ceva mai activ, pe la prânz avem 22 de grade, spre dimineață 8 grade, presiunea atmosferică e la fel, cam la fel ca astăzi, un pic mai mare decât ar fi normal 762 de mm coloană de mercur. La munte, mâine e posibil, e posibil să plouă puțin în Carpații Orientali, în estul meridionalilor, în rest vremea e frumoasă, vânt activ în Carpații de curbură, și în masivele estice și în cele sud Avem o ușoară răcorire 16 grade la stâna de vale 15 la păltini și la predeal 11 grade în semeni Chiar în Ceahlău vor fi 8 grade Celsius Așadar, mâine avem soare Atmosfera e foarte plăcută în jumătatea vestică În zonele centrale de asemenea, Însă prin est-sud-est E mai schimbătoare vremea așa și poate că și picură puțin 17-24 de grade. Sâmbătă mai apar ceva în norări în sud, în ansamblu însă atmosfera însorită, vânt ceva mai nervos în sudul Banatului 17-24, duminică vest, nord, centru, o să fie pe aici niște ploi slabe trecătoare, în rest soare și temperaturi în scădere nord, nord, vest 16-24, luni vreme frumoasă, doar în sud, vest poate că mai vin doi strop de ploaie. Temperaturile scad, nu mai trec de 20 de grade Celsius. Nu uitați, puteți scana codul QR de pe ecran ca să aflați prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țară.